despre cum au votat moldovenii la alegerile prezidențiale și la referendumul republican în Federația Rusă, vorbim în continuare cu bloggerul și jurnalistul Gabriel Călin, care s-a aflat de altfel la Moscova în data de 20 octombrie. Bună seara, Gabriel! Bună seara! Înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, reprezentanții PAS au lansat o serie de informații de groază despre cum s-ar putea schimba viața moldovenilor dacă Sandu nu va deveni președinte. Probabil le-ați văzut. Cui credeți că se adresează acestea? Oare într-adevăr sunt dintre cei care sunt gata să le creadă? Siguranță mai sunt și din ăștia, pentru că dacă ne uităm atent la rezultatul obținut de Maia Sandu, o să vedem acolo un procentaj destul de mare, peste 40%, respectiv cineva mai crede în ele. Bine, acest procentaj nu e constituit doar din oameni creduli, mai au resursa administrativă care votează, mai au membrii de partid și familiile acestora și tot așa mai departe. Dar spre marea noastră bucurie și fericire, există și oameni care gândesc că în Republica Moldova s-a demonstrat că ei sunt majoritatea, adică mult, mult mai mult decât cei care se lasă convinși. Cum pot, dar, fi explicate aceste metode de propagandă? Oare ei nu au alte argumente? Dacă ești găgăuz, înseamnă că nu ești un președinte potrivit. Fără Sandu, ne așteaptă o apocalipsă. E o chestie destul de veche, utilizarea dezbinării, în general, Ormaia, Sandu și Pascu, în acești 4 ani, nu au făcut nimic altceva decât să dezbine, deși atunci când a venit la putere în funcție de președinte, ea promitea că va fi președintele tuturor, în data a urmat tot felul de acțiuni care au dus la dezbinare. Iată, acum, în turul 2 al acestei campanii, vedem că ei își actează mesajul pe tot felul de mesaje, de fapt, mai multe, xenofobe. Deci, nu știu dacă le va aduce neapărat un plus de voturi, mai degrabă va respinge votantul, ori Republica Moldova trăiesc foarte mulți ruși, ucraineni, bulgari, dacă ne referim nu doar la găgăuși. Și atunci, întrebarea mea este alta, dar dacă un găgăuz nu poate fi președinte, atunci niciun rus nu poate fi președinte, niciun ucrainean, niciun bulgar. Respectiv, astfel nu au făcut decât să îndepărteze minoritățile de la votul pentru președinte al Maia Sandu. Așa că nu știu dacă e tactic tocmai bună, dar da, greșelile sunt a lor să le asume. În ziua alegerilor ați fost la Moscova și ați văzut situația cu proprii ochi. Ați avut impresia că oamenii au venit să stea la coadă ore în șir pentru un cupon la cantină sau pentru că au fost aduși sau cum a scris presa proguvernamentală? Haideți să vă spun așa, oamenii care locuiesc la Moscova sunt au destul de bine acolo și nu cred că vin să voteze pentru cantină sau pentru ceva de genul ăsta. Atât mai mult trebuie să fii tare toromac ca să spui că oamenii sunt aduși organizați acolo, pentru că trebuie să-ți dai seama cum arată Moscova și cam cum se circulă pe acolo. Cum e să ajungi cu un autocar în centrul Moscovei, acolo la Kuznetsky Most, la Rождественская, unde eu nu am văzut niciun autocar, niciun microbus care să fie adus. Oamenii veneau întreg parcursul zilei, veneau absolut singuri și puneau un rând. Eu personal am stat peste o oră și jumătate până am putut vota și respectiv nu am mers la nicio cantină. Eu nu am mers, nu știu ce au făcut altfel, dar nu cred că o cantină i-ar fi putut convinge pe ei să voteze. Totodată, ca să poate anticipez un pic, dar oamenii stau atât de bine acolo încât nu cred că nici măcar sumele pe care le invocă ăștia aici în Republica Moldova de 1.000-2.000 de lei ar putea face cei care nu vor să meargă să voteze. Oamenii au mers sincer să voteze, să-și exprime votul. Cum a perceput diaspora noastră deschiderea doar 2 secții de vot la Moscova? Pot să vă spun un singur lucru. Chiar acolo pe loc, când stăteam la coadă pentru a vota,
deja se colectau semnături care urmau să fie trimise cecului, nu știu ce s-a întâmplat mai departe, cu solicitarea de a deschide mai multe. Oamenii au perceput-o ca pe o bătaie de joc, oamenii s-au simțit cumva de sortul 2, să ne spun așa, pentru că ei vedeau ce se întâmplă în Europa și câte secții de votare s-au deschis acolo și respectiv au înțeles că Moldova, adică cei care conduc Republica Moldova, nu vor să le vadă votul, nu vor să le dea dreptul de a își expune părerea prin vot. E o chestie destul de urâtă. Știm că în ultima perioadă ați călătorit mult prin Rusia, filmând și un proiect de televiziune. Cât de mult coincid impresiile dumneavoastră personale cu stereotipurile pe care ni le insuflă noua actuală guvernare, că în afară de Moscova, în rest, Rusia este o țară săracă și înapoiată? Da, e adevărat. Cred că am făcut, inițial am anunțat că voi face peste 40.000 de kilometri prin Rusia. Ideea este că am făcut mult mai mult, cred că vreo 60 s-au adunat. Urmează și alte episoade, în afară de cele care deja sunt publicate, așa că o să vă rog, folosindu-mă de ocazie, o să-i rog pe spectatorii noastre să aboneze la canalul meu de YouTube. Vreau să vă spun că stereotipurile pe care ni le bagă pe gât, hai să le spun, Partida Pro-Europeană de la Chișinău, sunt total greșite și induc lumea în eroare. Ori eu am văzut o țară dezvoltată, în plină dezvoltare, eu am văzut în orice colț al Rusiei drumuri calitative, tehnologii implementate. Eu am văzut școli pe care nu le-am văzut, de exemplu, la nivelul acestor școli, nu am văzut nimic similar în Europa sau în America, pentru că am călătorit destul de mult în viața mea. Cred că aceste minciuni nu fac bine țării noastre, pentru că încearcă să ne distanțeze de Rusia. Rusia este țara care ne-ar putea în principiu ajuta la mai multe capitole, începând cu exportul și terminând cu energia ieftină. Ori bazele unei economii pe asta se bazează, pe energie ieftină și pe export. În toată această perioadă vrem să ne spuneți ce v-a impresionat cel mai mult acolo. Nu știu, probabil deschiderea oamenilor probabil viața lor fără griji. Sunt mai multe. În afară, asta e cu siguranță, dacă e să nu vorbim despre natura de acolo, Rusia este o țară extrem de frumoasă, are aproape, dar nu aproape, are tot ce există pe glob, munți, mare, lacuri și așa mai departe, păduri. Sunt multe, nu pot să vă explic într-un minut ce m-a impresionat acolo, e de povestit foarte mult. De mai mulți ani știm că Rusia este sancționată. Cum sunt resimțite consecințele sancțiunilor în țară? Eu o să vă explic cum sunt resimțite sancțiunile. Merge în magazin și găsește absolut orice produs. Tehnică la fel, haine la fel. Da, au apărut mult mai multe mașini chineze, dar foarte și foarte tehnologizate. În rest, nu vezi diferența. Ori sancțiunile astea interesante impuse Rusiei m-au făcut să râd la un moment dat atunci când în magazine găseam vin din orice țară de pe glob, adică un produs care este supus sancțiunilor în principiu, da? Și nu găseam doar vinul moldovenesc, pentru că noi suntem probabil cei care i-au pedepsit cel mai tare. Adică pe noi înșine, ne exportând încolo și tot așa. E o aberație totală și i-ar fi cumva afectat foarte mult acest proces de sancționare a lor. Să ne spuneți cum se simte și diaspora moldovenească în Rusia? Atâta timp cât stai acolo, credeți-mi că se simte foarte bine și nu am văzut persoane care se plângă de faptul că ar muri de foame sau n-au cu ce-și plăti serviciile comunale. Marea majoritate a conaționalilor noștri sunt foarte bine aranjate acolo și având acces la toate serviciile sociale de acolo, mai ales că s-a facilitat și obținerea de
a statutului oficial acolo pentru moldoveni, nu cred că ar renunța la ceva acolo pentru, chiar pentru a se reîntoarce și în Republica Moldova. Și ultima, întrebare, cum sunt tratați astăzi moldovenii în Rusia, oamenii obișnuiți din moment ce conducerea țării noastre vine cu declarații destul de urâte? Haideți să vă explic ce am simțit eu pe propria mea piele. Eu am simțit deschidere de la ruși, am simțit un fel de compasiune, oamenii chiar se interesează de ce se întâmplă în Republica Moldova și se uită cu un fel de milă. Și mesajele pe care le transmit ei, mi le-au spus și mie respectiv, prineți-vă fraților, asta spun oamenii simpli. Eu vă mulțumesc pentru discuția din această seară. Noi revenim la știri.